Hai, salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Prin treaba asta vreau să zic și un mic mulțumesc. Uite ce am apucat să ne cumpărăm. Am cumpărat deja și o dubă. Am cumpărat și o geantă. Avem mai multe chestii. Mă văd că am aici și mumeală. Am dat de permis, clar. Am stație, bandaj, undiță. Da, e totul bine. Stai că abia de m-am trezit. Și... no. Hai să merg la pește. În ce duc? Vreau să fac un mic episod în care să zic că, bă, am făcut chiar multe. Și chiar aici și geanta. Bă, sincer, comunitatea Pugiland e una chiar frumoasă. Depinde ce vrei să faci pe aia și toată faza. Uite, noi deja aproape facem 80 de ore, din care ați văzut efectiv că majoritatea timpului am farmat foarte, foarte mult și n-am avut nici o treabă efectiv. Ia, bagaj, da, ok. N-am avut nici o treabă cu stata făcă și chestii de genul. Bă, ce v-aș recomanda și vouă ca și jucător nou, puteți să veniți efectiv, să... nu știu. Puteți stați, oricum, dacă nu faceți prea multe, dacă vreți stați mai mult AFK sau chestii de ce nu aveți chef de muncă, du-te, tată, du-te la... cum se numește, du-te la sală și pe sală foarte multe, că la un moment dat chiar o să ai nevoie. Deci, la un moment dat o să ai nevoie. N-am mai făcut așa de foarte mult timp un episod în care ăsta tot făceam live-uri, tot în alta și ieri parcă am făcut un live. Am zis că asta nu o să fac, că n-am. Știi cum e? Și treaba cu live-urile ți-a foarte mult timp, iar hai să fim sinceri. Vin de la muncă, mă odinesc, pe la 4 mă trezesc, ok, hai de pe care dată să mă bag de numai timp de familie. Și am un pic până din probleme. Așa că astăzi am zis că le lăsăm așa, o să stăm, o să farmăm, cum o să fie etică. Bă, că TikTok-ul e plin. Vreau să dezbat un mic subiect, văd că TikTok-ul e efectiv plin, cu faza că pe fupletă ia cam obligat să scoată mărciuri, mă rog, mașinile astea BMW, una alta. Bă, și am fost jucător de fupletă. Pe undeva prin 2019, e un server super mișto, da, chiar îmi pare rău că li s-a întâmplat treaba asta, dar, cum am și zis și pe live-uri, crede-mă că are balta pește și ei o să, din contră, nu că o să scadă în playerii, din contră o să fie chiar mai mulți, pentru că, știi care e ideea, faza cu... faza cu mașinile de pe GTA sunt și ele super mișto, chiar mă uitam și el la streamer care reacționa, poate ai și văzut ideea cu streamingul. Bă, da, ok, poate mulți dintre voi v-ați băgat pe, cum se numește, pe platforme, pe server, că n-ați văzut foarte multe mașini băgate și a zis că, da, hai că încercăm și noi un alta, da, o arăta și super fain. De ce să mințești? Dar de când a cumpărat Rockstar-ul platformele, nu știu dacă și Regen Peu, dar mai mult ca sigur și Regen Peu l-a cumpărat, nu mai ce să mai face. Din păcate. Mai că am citit acolo și am pronunțat. Din păcate. Așa că trebuie efectiv să ne conformăm legilor pe care ei le aduc. E și normal să nu facă foarte multe chestii pentru că îți dai seama, într-un fel e vorba de GTA, care GTA nu a promovat niciodată și nu o să bage chestiile astea în serverile lor. Știi? Gen BMW, Audi și chestii de gen au avut eu un motiv la un moment dat, nu mai știu ce streamer a făcut treaba asta, dar au băgat ei treaba asta de foarte mult timp, că na, din 2013 nu prea au avut mașini. Am pic am vorbit ca și un pakistanez de ăsta. Foarte, foarte puțin așa, știi, pe undeva la 70% arată ca și un anorm, ca și un Bugatti sau chestii de genul, da?
Și ei credem că ar fi băgat. Știu efectiv care e diferența dintre mașinile normale din GTA, mai ales că trebuia să suntem efectiv în 2024. Eu au venit cu niște update-uri, au întârziat foarte mult timp GTA 5, deci până la urmă și ei au parte din vină. Da, ok, poate pentru platforma la, pentru scuze-mă pe mine, abia ne-am trezit. Pentru platforma de GTA 5, nu de GTA 6, nici am înțeles să eu să facă ceva separat, care să fie cât de cât ok, să nu te deranjeze, să poate să fie mai mult optimizat dacă a cumpărat platforma de 5M de la asta, știi? Oricum, cum am mai povestit și pe live-uri și peste tot, sunt foarte interesat de fapt când se va lansa GTA 6, dacă se va închide toate platformele de GTA 5. Cum am făcut și la CS, nu, la CS Go. Da. Dacă e adevărată treaba asta, atunci pregătiți-vă, guys. Poate o să vă puteți juca pe GTA 5 numai și numai story mode. Deci, poate pe RCMP nu o să te mai poți juca, de aia efectiv băgați, investiți în calculator dacă vreți, sunteți streameri, vreți să deveniți streameri sau chiar vreți să vă jucați GTA 6, pentru că o să aibă niște prețuri, bine, poate nu primul an, nu am de unde să știu, că mama aia că pe CSGO, de la CSGO la CS2 l-a făcut direct pe calculator, aia o diferență destul de ok, dar pe PlayStation nu pot să faci. Dar, dacă e adevărat că pe undeva cam o oră, nu, mă rog, cam un an o să fie numai pe PS5, GTA-ul, îți dai seama că o să dureze un pic. De nu cred că ar fi chiar așa de proști încât să închidă platformele cu totul, până la urmă. Bă, acum eu unul tractare, sincer mi-a cumpărat și placa video, mi-a cumpărat și RAM-i. Sunt tare curios ce specificații o să ai pentru nevoie pentru GTA 6, pregătiți-vă și voi, cum am și zis, pentru că dacă e adevărat, undeva, na, planul, așteptăm, vedem, într-un fel m-am obișnuit direct cu GTA 5 și voi, la fel deodată cu videoclipurile mele pe GTA 5, deci arată super mișto și nu... Acum, tranzacția asta de la GTA 5 la GTA 6 e... undeva destul de ok, mare, deci na, până lumea începe să obișnuiască, iată că n-am nicio idee ce e de făcut. Am reinstalat din nou Windows 11, că tă m-am nebunit, uite, dar vedeți bă, care toată treaba cu liniile, știi, așa dintr-o dată, am avut un, cred că de la mod de grafică pe care l-am avut și, sau, mă rog, tot așa mi s-a zis că l-am avut NB-ul, dar pentru... Am înțeles. Pentru cine e vechi pe canal, știe bine că ne-am avut NB-ul și tot așa mi s-a dăplat. N-am nicio idee de la ce ar putea fi. Dacă aveți o idee, puteți să-mi scrie, să spuneți. Dar nu păreri de asta, banapă, dacă clar nu o să le bag de seamă. Deci, na, avem până undeva la 50 de minute și am mă bucur efectiv că m-am cumpărat după, nu aveți niciun habar. Deci, trebuie să mă dau pe undeva la băiat 70k. Deci, 70k la băiat ca să, na, că cam cu atâta ar mai fi fost încă faza aia, știi? De 70k 70k până la urmă și na, asta e, n-am ce să fac. Trebuie să mergem să-l dăm, el ne-a ajutat și cu geanta, a dat un telefon, da, clar că banii au fost a mei, numai că el a mai dat telefonul în alta, i-a găsit pe ăștia super repede, știi? Bă, pe geanta, am dat 2625 și pe ăsta de vreo 70 de kg pe dub am dat undeva la vreo 70 de nu, 500 și un pic parcă. Nu, 400 și ceva, bine, cu cât o mai fă de aia am făcut eu încă 400, da, 400 am dat, că normal ăla cerea 500, băiatul, dacă vei videoclip pe te-am pupat, chiar mersi, dar are pe undeva la 70 de kg și pot să fac și minerii, un exemplu super bine, deci n-am nicio treabă. Iar cu cât încep să stai, să investești mai mult timp, cu atâta o să ai nevoie de foarte multe chestii. Poate vedeți mult la mine efectiv pe episoade, pe live-uri ce facem, că
Da, ți-am cum am ce zis, când apucăm, da, facem, nu e nicio problemă, facem și destul de mult. Ieri cum am fost, când am fost faza cu permisul, trebuia să țin până undeva la 4 ore, la 3 ore jumate, încă mi-a scris că mai am o oră, am mai stat aproape o 10 minute bine până să am mai reglementat un pic sistemul ăsta și da, a fost ok, după am dus și am dat, la știe. Am dat de permis. Deci, da. A fost chiar ok. Mie unul chiar mi-a plăcut. N-am nicio treabă. Deci, mamă, m-am instalat din nou Windows 11 și băi, super, super ciudat. Deci, panel, display, desktop, bro, desktop. Îl pun, pun aici. Bă, nu te cunosc, bro, dar te pun ca îl pun thumbnail, asta e. Bine, mă, știu că... Deci îmi trebuie neapărat să fac sală, ai lege pentru mine, clar, pentru că, na, bă, pentru început, dacă n-ai avut mașină și chestii de genul, bine, acum poți să mergi să-ți cumperi mai multe mobili, că n-ai atâta kilograme, n-ai nicio treabă, crede-mă. Dar dacă vii cu o mașină de început la pește cu arare 20 kg, plus la tine mai rucsacul, tot așa, what? Tot așa 20 de kg, deci în total 40, poți să-ți iei liniștit 25 de râme, cele pe care jumătate de oră sau când o termin, una, două, te-ai dus și ți-ai cumpărat altele după ce le-ai mândut pe alea pe care le-ai, da, nu, că deodată faci numai 9K și plătești 2, tot așa 2K, parcă pe 25 de râme, n-am nicio idee, sau poți să faci pe următor, îți iei 50 de râme, 25 cu 25, 25 le ții la tine, 25 la asta, că nu o să ai așa de mult loc. Până faci cele, cum se numește, până faci alea multe, știi? Kilogramele alea multe, că cam asta te interesează pe tine. Bă, ce vreau să zic, chiar vă aștept pe server. Deci chiar vă aștept pe server, e un server super mișto, updatat și se updatează mereu. Nu pus plătit pentru promovare, stai cam că nu am nici gradul de streamer aici și nu cred că o să-l iau. Pentru că știți bine care e toată faza, când ne-am luat grad de streamer pe un server, au început să apară trolleri, a început să se întâmple mai multe și atunci am zis că, nu, băi, stop, frate, ce fac? Mă înțelegi? Și, na, a început să fie totul, să facă toată lumea pe undeva troll, pe tăcă, știi? Așa, ne auzim pe live-uri, trebuie să dați follow, trebuie să dați subscribe, ca să primiți notificări și pe canalul de YouTube, unde postez foarte multe episoade, de foarte multe ori postez chiar live-ul pe care l-am făcut, un exemplu pe TikTok, și că e mai bine să vede numai că problema care e, diferența dintre OBS pe care l-am acum, care poate se vede calitativ când o să-l postez, la TikTok, care efectiv s-a dus, ești de mult. Deci, n-ai ce să faci cu calitatea aia. Asta e, nu mă înțelegeți foarte greșit, de am renunțat la YouTube de atâta timp când făcând live-uri, pentru că a fost o diferență totală în care, credeți-mă că eu unul nu am vrut să renunț, dar m-am obligat. Mai multe persoane mi-au apărut pe TikTok, mai multe persoane mi-au dat subscribe, ăsta like, stai scuze că subscribe pe YouTube, follow-ul pe TikTok. Mai multe persoane mi-au dat follow, chiar vă mulțumesc prin calea asta și cu TikTok-ul te încep să te promovezi mai rapid decât decât pe YouTube. Pentru că pe YouTube, cum am și zis, sunt foarte multe persoane, acum se postează între timp ce postezi un episod, alții postează încă pe 1000 de episoade, deci YouTube-ul deja numai aici a fost. Pe mod de calitate poți să pui tu câtă calitate ai nevoie, câtă calitate vrei, poți să pui un milion de bitrate, pentru cine nu știe ce înseamnă bitrate-ul, e viteza de upload pe care tu o poți oferi la, bine, prin contractul tău de internet, la OBS sau prin ce platforme mai faci tu live stream, știi? Deci și asta depinde și de viteza de internet și unalta, dar am văzut și la alții care au chiar toate chestiile mai bune și pe efectiv, mă înțelegi, tot așa a fost. N-am început și așa ne-am bunta pe TikTok, atât. În rest,
nu ne deranjează cu nimic. Acum cred că ați văzut cum se face jobul de pescar. După ce a stat aici, ți-ai terminat momele, una alta, clar, prins coiul, băi, un pește de asta coi, e, n-a nici treabă. Atât am început să râd la el că, deja efectiv m-a spart, crede-mă, m-a spart. Și acum, nu, astăzi cum am și zis, bă, nu vreau deocamdată, știi, numai același live-uri cu același job-uri, mă înțelegi? Acum vreau să facem neapărat 28, 80 și o să văd pe care cale o iau. Un exemplu, e posibil să ne băgăm în poliție sau medici, una din două. Vreau să, cum am zis, vreau să încerc rolpiul de acolo, vreau să încerc calitatea pe care au băieții. Am mai văzut tot felul de live-uri cu și cu bune și cu rele, nu cunosc povestea adevărată, nu vreau să-mi dau cu părerea. Mi-a zis băiatul că dacă s-a făcut rol destul de multe, adică, mă rog, clar, peste tot se face așa ceva. Alea pe mine nu mă interesează, mai mult mă interesează pe mine, cum se numește, sistemul. Sistemul și de la poliție și de la asta. Și mai multe chestii, știi? Deci vreau să le încercăm pe toate. Clar. Până la 1000 și ceva de ore, cam avem timp. Dar depinde. Pentru că și aici, cu te vină, uite, pun exemplu, dacă tu ai sau, mă rog, să pune ședința pe undeva duminică seara, pe undeva pe la 10, să ai ședință, trebuie să vii neapărat prezent. Că, ok, hai că faci odată, faci de două ori, de astea. Era zic în puternicire, nu în puternicire, da, cu cerere, da, de învoire, ok, da, nu că faci de mai multe ori, știi, iar să fim realiști, eu pe la 10 de la somn de voie ca dimineața la muncă, asta e, cum am și zis, jocurile sunt numai un mic escape from the real world, știi, ca să se știe, nu că cine știe ce, știi. Deci asta e, escape from the world. Când rest, cred că vine razia. Nu, cred că și-a uitat la alea pornită. Și facem, nu e nicio problemă, nu mă retrag niciodată, nu m-am plâns. Sper că n-a dat de pe mă la duba mea. Nu, că aici încă. Hai să vedem ce prindem acum. Și cam asta e. Bă, sper că vă se aude bine microfonul, am făcut niște setări. Da, ăla-i. Am făcut niște setări care, cât de cât sper să fie ok, părerea mea. Da. Bă, toată lumea vine cu, știi, tot felul. Cam așa, deci putem să o dăm mânca. Na, în fine. Aici trebuie să fie un pic mai după masă, bine că oricum după ce pleci iar... Iar ăsta la fel. Ia pe. Oi, ce și-a făcut batul ăsta, băi, băiatule. A, arată super. A dat niște bani pe el, mă, ăsta. Da, mult respect, bro. E chiar a muncit mult, sincer. Chiar mânce mult, crede-mă, și na, meriți. Na, mă rog, hai că mai avem undeva pe la 7 pești, mă rog, momeli, what the fuck, momeli. Bă, de câte văd majoritatea fac asta, mi-au recomandat și portul mult, adică părele voastre sunt foarte diferite. Un exemplu în care chiar vreau să o și spun, nu mă retrag, am zis-o și pe live treaba asta, poate părerea voastră, poate părerea mea, n-am nicio idee, că aici e cel mai bine. Știi de ce? S-a luat o licență pe o săptămână, un exemplu, sau pe câteva zile, ești acolo, nu ai nicio treabă, mă înțelegi? E tot ok. Dacă te duci la jobul de petrolist sau celălalt de, cum se numește, șofer de tir,
E posibil să fie o prietenie foarte, foarte multe ori, după cum am mai văzut și noi că făceam treburile astea de Bolt. Bă, dar ești bine, mă? Da, mă, vii până aici și încep să dai mine. Handicapat. Și... scuze. Ce noroc ai avut. Mă rog. Măcar știa că îi dau pe ăla jos. Cum să bagi în seama cu unul, mă înțelegi? Băi, ești amar. Da, mă, fine. Și asta zic că... stai, mă, unde a rămas? Da, și asta zic că am văzut de foarte multe ori... Ce? Ce asta zic că de foarte multe ori, efectiv, am văzut cum... majoritatea, mă rog, sunt luați trași pe dreapta. De foarte multe ori, deci poate dacă stai și investești pe undeva la o oră de timp, 2, 3, 4, hai, să faci jobul ăla, o să fie oprit de foarte multe ori pe autostradă, adică ar veni o sugestie pe care chiar e posibil, am un nu pot să zic că 100%, da, mai o bat noi în tobe și ca asta, știi? Că nu, nu pot să zic, că, na, e alegerea fiecăruia. Dar trebuie dat o mică sugestie, încă, frate, ok, mai oprit acum un exemplu și bă, mai oprești, nu știu. Mai oprești la o scurtă perioadă de timp, că dacă mă vezi cu mașini sau, mă rog, că fac job de tiris, da, efectiv îmi dă mașini, îmi dă alte chestii, îți dai seama că nu pot să vând droguri. Înțeles? Sau îți dai seama că nu pot să am pești acolo sau cantitatea mai mare să treacă diferența, știi? Mi se pare un pic de multe ori, chiar de multe ori, un pic cam mult. Mă înțelegi? Asta e părerea mea sinceră și pe asta e, nici nu mă retrag să o spun. Din ce am văzut eu când am fost la Bolt, adică acum a fost aici, l-am pierdut. Asta e. Uite, un exemplu, acum a fost... stai. Acum a fost aici un exemplu, după aia a fost aici, după aia nu mai știu pe unde... lucrațele alea de pe autostradă, știi? Instant, imediat. Deci, foarte mult. Înțelegi? Bă, nu, înțeleg că activitatea rulă pe înaltă, dar... nici în viața, în viața reală, în politică, nu se duce de 1000 de ore în aceeași locație. Au... știi? Trebuie pe șoferi de tir care, un exemplu, făceau acolo sau chiar șoferi, că nu o să vezi că asta poliția după ce a terminat un exemplu la control, știi, nu o să vină din nou peste 2 ore. Deci, am zic, un pic stop, știi, că din 30 de minute cât aș face un exemplu, pe ăsta, o oră, m-ai oprit de 5.000 de ori. Și, na, asta, pun exemplu, ca și jucător și ca unul care stă la job, nu prea mi-ar conveni. Da, majoritatea stă la pește. Deci, mi-a povestit și lumea treaba asta, că mai bine stai la pește decât să stai să faci jobul de terișil de alea. Bă, o să fac. O să fac pentru dragul meu, o să fac și pentru dragul tău. Să vezi din perspectiva mea cum e, mă înțelegi? Bine, și alea ilegale, clar, o să le fac, nu e nicio problemă. Da, pe viitor, înțelegi? De nu, nu o să-mi iau după unul că, na, trebuie să vedem, trebuie să stăm, să parmăm, să vedem despre ce e vorba, că asta e, n-ai ce să faci, înțelegi? Până la urmă ai pe undeva la, ce la 1000 de ore, deci, na, care e efectiv ăla de pilot. Bine, nu o să mă fac pilot, e clar, dar ideea vine. Hai că e ultima. Deci ideea bine. Și că nu că mă retrag, nu, dar nu că n-am peturile și de alea nu prea îmi place, știi? Depinde cum e făcută cursa, nu, chiar de genul. Și am înțeles că se câștigă chiar bine din treburile astea, dar nu, până să ajunge la 1000 de ore, posibil să treacă un an de zile. Cum a... da.
Sper că într-un an de zile să vedem cam tot ce ne-am pus în cap să vedem, înțelegi? Hai că mi-ajunge, am plecat dincolo. Deci am pus undeva pe la 2813 la mine. Stai că m-am oricum de luat. Bă, decât am înțeles să merită VIP Silver. Deci, dacă vreți să vă cumpărați VIP Silver, puteți să vă cumpărați oricând. Că chiar se merită. Și asta e, cred că direct bine să dea în mine. Bă, deocamdată e totul bine. Hai să văd și faza cu permisul, că el am luat, dar dracu e nebun. Am și câteva, cred că de alea 299 e bine. Bă, dar n-am plătit, mă, pentru tier 20k și l-am pierdut din prima. Da, în fine, asta e. N-am ce să fac. Bun. Hai. Nu face meta, dar ai văzut pe unde am venit. Cât am luat? 9000. Eu stai că m-am aici prin dubă. A, nu, că stai că nu le pun pe alea. Luăm pe undeva la 50. 5000 pe undeva. Cam așa. Hai să le împart. Por bagaj. Mam. Ia uite, le-am pe cealaltă pe care clar trebuie să le dau și cam atâta tot. Deci altceva nu pare nimic. Înțelegi? E chiar bine faza asta cu cheie, cu un altă, că nu poate să ți-l pune nimeni, mă înțelegi? Deci e chiar ok. Bă, de început, cum am și zis, Boltu a fost unul din joburile care m-au ridicat foarte mult și crede-mă, chiar a fost ok, adică faza cu Bolt a fost ceva minunat și chiar vă încurajez și pe voi să faceți Bolt, pentru că nu o să pierzi timpul, înțelegi? Nu o să pierzi timpul. O să faci, o să stai, o să mergi în continuare, o să faci destul de mult. Whatever. E un job care chiar merită, care merită făcut până la porile astea de pescar, care poți să vezi și tu cum e, la câte ori o să ai nevoie, deci. Așa că v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe. O perioadă de timp ne auzim. Pentru cine mă cunosc, roleplay, o să vedem pe viitor ce o să facem. Așa că, clar, cum au trecut 4 ore rapid, așa o să treacă cam toate. Ce vreau să mai zic e că te-am pupat, nu uita de butonul de like și subscribe, mă ajută și pe mine foarte mult, de follow totodată, pentru că nu, cum am zis, chiar mă ajută și crede-mă că vreau să ajungem și departe. Așa că te-am pupat, pa, pa. Nu mai te pup, te un alta. Imediat zici, lasă-mă frate în pace, hai, ne auzim, pa, pa.